Coreea de Nord este afectată de cea mai severă secetă din ultimele 4 decenii. Aproximativ 10 milioane de nordcoreeni se confruntă cu lipsuri alimentare grave. Încă din luna februarie, Kim Song, ambasadorul Coreei de Nord la ONU, a lansat un apel neobișnuit pentru asistența alimentară de urgență. Situația delicată privind alimentația a fost provocată de condițiile meteorologice nefavorabile și sancțiunile economice internaționale. Seceta ar putea continua până la finalul lunii mai. Sute de mii de persoane din Coreea de Nord au decedat la mijlocul anilor 90 din cauza foamei.